Planeta Verde. Emisiune realizată de Cosmin Ruscior și oferită de APA Nova. Tu faci Bucureștiul, nu uita! Bună ziua, bun găsit! Eu sunt Cosmin Ruscior. Mulțumesc că ne ascultați. Este puțin trecut de ora 13 și 30 de minute. Azi discutăm la Planeta Verde despre o premieră. Un traseu alpin african este cartografiat de o echipă românească. Unul dintre cei mai cunoscuți alpiniști români, David Neacșu, conducătorul de altfel al primei expediții românești pe Everest, împreună cu cinci membri ai Asociației Oxigen, vor merge într-o expediție pe muntele Ruvenzorii din Uganda, obiectivul fiind de a cartografia un nou traseu pentru cucerirea vârfului Margherita, înalt de peste 5100 de metri, escaladând un ghețar, Stanley, ghețarul analizat de David Neacșu timp de 8 ani s-a mișorat din cauza încălzirii globale și în acest fel au fost distruse practic vechile rute de escaladare. Invitați azi la Planeta Verde în studioul RFI sunt președintele Asociației Oxid Gen Sorin, Deli, Vasile. Bună ziua, mulțumesc mult pentru prezență. și bine v-am găsit. Iar peste doar câteva minute prin telefon în direct cu noi va fi alpinistul David Neacșu. Începem așadar discuția cu o întrebare foarte directă. Care e de fapt scopul expediției? Ce veți face mai exact? În primul rând vom escalada vârful Margherita, 5109 metri, din Uganda, care se află pe graniță, acest vârf pe graniță cu statul Congo, și vom monitoriza și viteza de topire a ghețarului Stanley, care se pare că și-a accelerat această topire în ultimul timp. Mm -hmm. Aveți date măsurători? Știți cât s-a topit în cât timp? Da. În 2004, când domnul David Neacșu a fost pentru prima oară pe, în masivul Ruvenzorii, a, ghețarul Stanley cobora de la 5100 de metri Până la 4500 Până în refugiu Elena Hat. El de acolo uh, Era nevoit să-și pună colțarii De gheață fix de la 4500 de metri uh -huh. În 2011 Ghețarul s-a retras cu 300 de metri Și apoi a mai fost în 2012 Adică anul trecut Cu altă uh, expediție românească ghețarul să mai retrăsese cu încă 200-300 de metri. Deci este posibil ca în acest an, noi, săptămâna viitoare, să mai escaladăm uh, ghețarul, să mai mergem pe acest ghețar aproximativ vreo 200 de metri. Uh -huh. Ne puteți explica puțin care e procedura tehnică, dar bine, într-un limbaj cât mai ușor de înțeles de către toată lumea, cum adică să cartografiați? Ce faceți mai exact? Nu, procedura este destul de simplu. Luăm un, un GPS și uh -huh. marcăm traseul cu GPS, ghețarul topindu-se, uh, vechile rute au dispărut, Va, vom uh, iniția nou, un nou traseu de escaladare de cucerire a vârfului Margherita, îl vom uh, trasa cu, cu GPS-ul și îl vom pune pe o hartă. Uh -huh. Cam aceasta. e eu, eu, Acum, în zilele de azi... Uh, Tehnologia ne ajută foarte mult. Am înțeles. Cât va dura, de fapt, această expediție? În ce perioadă va avea loc? Plecăm pe 11 februarie și ne vom întoarce pe 21, fe... 21 februarie. Vom merge trei zile prin junglă, noroaie, mocirlă, ploi. Suntem la ecuator. Suntem la 50 de kilometri de linia ecuatorului. Va ploa în fiecare zi aproape. Începe sezonul ploios. Și apoi, undeva de la 4000 de metri, începem să fim deasupra norilor, și nu vom mai fi ploazi din punctul ăsta de vedere, dar va fi frig și vom trece în extrema cealaltă. De la vară, ploi să musonice, vom trece la o iarnă autentică cu echipamentul de rigoare. 0213184040 de iarnă. 021 -318 -4040. puteți intra în direct cu noi dacă aveți întrebări pentru invitatul nostru din studio. Vă amintesc, e vorba de președintele Asociației Oxigen Sorin Deli Vasile. Prin telefon în curând va intra cu noi și alpinistul David Neacșu. Până să ne sune dacă vom primi întrebări de la ascultător, v-aș pune eu o întrebare pe care probabil și-o pun sau var adresa-o mulți. Uh, nu vă e și puțin teamă în aceste expediții? Totuși, parcurgeți niște trasee destul de complicate, poate în condiții extreme. A spus că veți merge prin junglă. Da, teamă ne este tot timpul și uh, în orice ieșire. Pentru că cea mai mică neatenție pe munte se poate fi fatală. Asta o știe orice om de munte. Uh -huh. uh... Am înțeles. Bun, aș vrea să vă mai întreb un lucru apropo de pregătirea pentru astfel de expediții. E prima oară când abordăm acest subiect la emisiunea Planeta Verde. Poate că ascultătorii se întreabă cum se desfășoară de obicei astfel de, de expediții pe munte. Ne puteți dezvălui câte ceva din bucătăria internă, ca să spun așa, unei asemenea misiuni? Cum, cum vă pregătiți, de exemplu? Cât durează pregătirea pentru astfel de expediție? Bine, în funcție de specificul muntelui, de la o ieșire la alta, nu putem să spunem că noi suntem mari performanțe din Asociația Oxigen cu mari performanțe în ale alpinismului, să spunem vârfuri de peste 7000 de metri. Uh -huh. Pentru asociația, pentru membrii din Asociația Oxigen este o premieră că ajung pentru prima oară la 5000 de metri. Uh -huh. Dar ne antrenăm. Munte, mergând și simțind uh, stânca, uh, cum spunem noi, nu mai trebuie să simți stânca și nu să mergi doar pe o potecă. Uh, în fiecare zi în București uh, alergăm uh, pe bandă, ca mici hamsteri, mm -hmm. în pantă, și apoi în fiecare weekend uh, dăm o fugă ori pe. De aici din București e mai ușor de ajuns pe Valea Prahoi, Buces sau Piatra Craiului. Asta vreau să vă întreb, unde, pe ce, pe ce masive din țară mergeți de obicei? Da, acum iarna în special pe Bucegi, e mai ușor accesibil, nu e destul de periculos și mm. Bucegiul... Care a spune că e cea mai mare, nu știu, provocare, principala problemă cu care vă confruntați pe munte? Nu știu, vremea, traseul dificil, lipsa alimentelor, nu știu... Cea mai mare provocare o reprezintă echipamentul. Uh -huh. uh, echipamentul face diferența dintre viață și moarte. Și apoi condiția fizică. asta Aceste două uh, lucruri merg mână-mână. Și în rest, voință trebuie să ai. Să tragi. Unii oameni întreabă, bă, dar de ce nu e o telecabină? Că ajungi la 2500 de metri. Exact. Și cu telecabina trebuie să tragi, așa că hamalul sunt lucruri care nu pot fi explicate așa cum nici eu nu pot să înțeleg pe cei care, nu știu, să zic, se scufundă la 2000 de metri adâncime în ocean. Dar când vedeți, de exemplu, pentru că probabil sau cu siguranță vă loviți de aceste imagini de care se lovești și turiștii care merg pe munte, chiar dacă nu fac neapărat alpinism, când vedeți acele tablouri dezolante, mormane de gunoaie pe munte, cum vă simțiți? Promovați, totuși, un stil de viață sănătos, militați pentru mersul pe munte. Tocmai denumirea de Asociația Oxigen, exact. cred că este destul de sugestivă. Exact. Normal că nu ne plac aceste lucruri și cred, nu, nu știu, vreun om pe care să-l cunosc să-mi spună, domne, mi-au plăcut acele mormane de gunoaie de pe munte. Nu, dar vă, vă descurajează pe undeva, vă. nu știu. Nu, e clar că asta. Este o luptă pentru noi, trebuie să conștientizăm și trebuie să lucrăm mai ales cu tinerii. Uh -huh. cu, vrem să intrăm pe partea asta de gimnaziu în care să educăm acei copii din, că, din clasele primare pentru a înțelege efectul poluării sau de ce nu este bine să arunci un pet sau te mirce alt deșeu. Uh -huh. uh, și apoi, plus, avem uh, acțiunile noastre de ecologizări clasice, Acțiuni de conștientizare, prin diferite proiecte. Vorbeați de tineri, ei sunt targetul lor, vă adresați în special? Adică, nu da. știu, printre oamenii cu care mergeți pe munte, P ce, cei mai mulți sunt tineri sau aveți și oameni la vârsta a doua sau poate chiar mai în vârstă? Nu, avem, suntem deschiși pentru toți, pentru că către toate categoriile de vârstă mm -hmm. nu avem o limită impusă. Numai că. Oricum, cei mai mulți membri ai Asociației Oxigen sau participanții în proiectele noastre sunt într-adevăr tineri. Am înțeles. Bun, extindem puțin discuția până reușim să-l prindem la telefon pe alpinistul David Neacșu. Da, e, e plecat în Germania să vedem dacă reușim să dăm de el. Da, știu că Asociația dumneavoastră promovează turismul ecologic. Aveți un program. Care se cheamă Oxigen pe munte. Ne puteți spune câte ceva? Da. Ce presupune acest program? În programul Oxigen pe munte avem mai multe linii. Una din această linie reprezintă programul nostru proiectul nostru de suflet expediții montane pentru începători. În care luăm pe oricare dorește să vă, să vadă, să cunoască muntele în, adevărat, în adevăratul sens al cuvântului și îi, îi ducem pe munte, le arătăm tehnici de mers pe munte, tehnici de orientare, măsuri de prim ajutor, faună, floră, geografie și tot ce înseamnă muntele în adevăratul sens al cuvântului. Facem ieșiri o dată pe lună, timp de șase luni, cu o încununare cu a acestor ieșiri, într-un cantonament de o săptămână, să vedem anul acesta, credem că va fi în buceri. Mm -hmm. Spuneați un pic mai devreme că principala provocare a dumneavoastră când mergeți pe munte o reprezintă echipamentul. Cât de greu e să-ți procuri un echipament uh, complet, dacă pot să spun așa? Și ce presupune, de fapt, acest echipament? Păi, cu costuri. În primul rând, un echipament bun costă. Mm -hmm. deci, Cam la cât se ridică? Cu aproximație. Deci, un echipament, să spunem așa, pentru România, la nivelul munților noștri, se ridică la 1000 de euro pe puțin. Mm -hmm. Un bocanc bun, pantalon, o bluză tehnică și o geacă bună. Deci, mm -hmm. undeva la 1000 pentru Uganda, acum, echipamentul nostru s-a ridicat personal la 1.500 de, de euro. E scump, dar, uh, cum am mai spus, echipamentul face diferența între viață și moarte. Am înțeles. Um, aș vrea să vă întreb dacă, în afară de traseele montane interne, ați făcut și, trans și trasee în alte țări, personal L-ați mai însoțit pe domnul Neacșu cu în alte da expediții? Cu domnul David Neacșu, nu. Este prima ieșire internațională uh -huh. cu dumnealui. În țară am mai făcut ieșiri uh, și afară am mai fost, da. Unde? Pe un Teleolimp, pe LTI de în uh, Spania, în uh, Franța, pe Mont Blanc. Uh -huh. Cam cam astea sunt din ieșirile internaționale. Care va impresiona cel mai mult? Care va rămâne în memorie? Cel Olim... mai bine întipărit. Din punctul meu de vedere, cel mai bine întipărit a rămas Olimpul, Muntele Zeilor, fiind destul de aproape și de mare. A fost foarte plăcut să fii undeva la 3000 de metri și să vezi uh, Marea. Uh -huh. Știind încărcătura aia mitologică de acolo, a fost miticas, foarte, foarte frumos. Care e senzația pe care o ai când ajungi la peste 4-5 mii de metri, să spunem? Cei mai mulți simpli turiști nu reușesc să urce mai sus de, nu știu, 1.400, poate 2.000, cele mai fericite cazuri. Undeva de la 3.500 de metri deja încep să se facă simțite efectele altitudinii, răul, răului de înălțime, de altitudine. În ce sens? Ce, ce simțiți? Uh, Încep să te simți amețit, în mm -hmm. de grață totul se mișcă în reloare, îți dai seama că îți ia foarte mult timp și un simplu gest să-ți lezi șireturile de la Bocanci mm -hmm. durează foarte mult timp. Adică dacă încerci să grăbești lucrurile, imediat clachezi, clachezi. Te moi, te ia cu amețeală, îți vine greață. Și atunci mișcările tale devin mult mai... Lascive, să zic așa. Mm -hmm. <laughs> Care e secretul ca să reziști? Să nu nebunești, totuși. Din, din ce ne povestiți, în condiții destul de dificile. Sigur, da, de obicei, la această înălțime nu urcă oricine, dar chiar și așa. Uh, să-ți păstrezi calmul și să mergi încet. Adică să nu te grăbești. Mm -hmm. Și să-ți să cunoști bine corpul. Oricum, asta-ți-l cunoști dinainte, îți cunoști limitele cât, cât poți să mai duci. Până pe unde ai putea să, să te miști. E... Și cunoscându-ți bine corpul, vei putea trece cu bine peste această, acest rău de altitudine. Oricum se face aclimatizare înainte. Cam în câți ani ar putea un om să Ajungă să escaladeze înălțimea atât de mari Adică, bun, presupun că nu mergi din prima Prima ta expediție să fie la 7000 de metri, nu? O da, nu, normal În funcție și de genetică mm -hmm. Și de om, de la om la om Sunt unii oameni care, de mici poate S-au născut cu o structură genetică foarte bună Și nu nu le trebuie uh, mult antrenament din punctul ăsta de vedere de Sau și depășesc foarte ușor unele obstacole De gen uh, răul de altitudine am cunoscut vara aceasta uh, o persoană care a făcut un pic de sport, uh, alergare, a alergat pe la câteva semi și s-a dus direct pe Aconcagua, în America de Sud, la, uh, la 6000 și ceva de metri. Și apoi a făcut Mont Blanc, spunând că Mont Blancul este un vârf pentru pantofari. Pantofari fiind cei care nu au bocanci în picioare, merg așa ocazional pe mânt. Și omul ăla, pur și simplu, direct s-a dus cu capul în nori și apoi a început să fac alte mm. vârfuri. Am rămas uimit de uh, fizicul lui, să zic, da. da, de aptitudinele lui fizice. A fost foarte... Am rămas și eu uimit, zic, bun, zic, tu nu începi cu... N-ai fost cu mama dus de mână până la omul, mm. nu te-ai dus până la caraiman, tu direct... Te ai dus pe Aconcagua. am înțeles. Aveți cu siguranță ca alpinist, ca om de munte, aveți cu siguranță un obiectiv, obiectivul suprem care este unde doriți să ajungeți. Să văd cât mai, mul cât mai mulți oameni care au rucsacul în spate și merg pe munte, pentru că a, știu că cei oameni care merg cu rucsacul în spate și trag câte două ore, zece ore. Și ajung în locuri înalte din toate punctele de vedere. Sunt locuri înalte fizic, dar sunt și locuri înalte spirituale. Se spune că un om care ajunge mai sus se schimbă și spiritual uh -huh. din punctul ăsta de vedere. Și m-ar aș bucura că aș vrea să schimb oamenii din punctul ăsta de vedere, să fim mai buni, mai spirituali, să ieșim din agitația asta cotidiană și să ne putem deconecta acolo. Sus. Muntele te schimbă, și dacă da, cum? Îți dă mai multă energie, te calmează? Uh, te calmează. Energie îți, îți dă pentru fiecare ieșire, pentru fiecare urcare, dar te, te schimbă, te face un om mai bun pe, pe toate planurile și uh, pe lângă asta îți dă și o motivație pentru viața cotidiană la, la serviciu, pentru a ști, bă, de ce vin la muncă zi de zi. Adică, care e care rolul meu, ce trebuie să fac? Doar să vin la muncă și atât? Atunci te schimbă, și din punctul ăsta de vedere. Abia aștepți să vină weekendul, să mai dai o tură pe nu știu unde, te uiți pe o hartă, mai citești o carte, locuri noi. E, pentru această ieșire, e, expediție pe care am făcut-o în Uganda, acum o lună ne-am hotărât. Și a mm -hmm. fost așa de impuls. Și noi toți cu Andrei, voi cu... Cristian Cochină, Radu Coman, Peștineanu și David Neacșu, odată a zis, bă, uite, hai să facem ceva frumos, ne băgăm, facem și noi, cei de la Asociația Oxigen, și cu mine, și într-o săptămână ne-am hotărât, am luat toate economiile care le-am avut, și am zis că mergem și facem acest lucru frumos și o să arborăm steagul României pe uh, Margerita Margherita Pic la 5109 metri. Nu doar echipamentul vă costă când faceți astfel de misiuni, ci ă, vă mai trebuie bani și pentru altceva, presupun, nu? Alimente, apă, cum, cum faceți? Da, da, da. Vom, am luat o agenție locală în care vom lua câțiva bucătari și porteri, pentru că avem destul de mult echipament și ne vor căra tot echipamentul necesar mâncare. Uh, scule, tot ce uh -huh. trebuie uh, timp de șase, șapte zile timp de șapte din zile. cele zece din va, cele zece, da. da prin junglă, pentru că v-am spus se merge cu, vom merge prin oraie până la genunchi uh -huh. va fi o, nu putem un calvar să mergi cu un rucsac de 100 de kilograme dar oricum e foarte mult uh, timp uh -huh. de șase zile atunci tre trebuie să apelăm și la uh, ghizii locali de acolo. Uh -huh. Și până la 4500, la refugiu Elena Hat, vom uh, merge cu ei, iar de acolo vom uh, pleca până la 5100 pe vârf. Uh, vom pleca noi singuri, cei șase uh -huh. alpinici români, uh, echipați legați în coardă, ham, cască, colț am înțeles. Da. În astfel de expediții mai lungi, adică evident, sunt și trasee care pot fi făcute într-o zi sau într-un weekend, în țară, de exemplu. Dar într-o astfel de expediție lungă de 10 sau mai multe zile, cât de mult contează, nu știu, spiritul de echipă? Bun, veți fi legați fizic, dar și moral, spiritual? Da, noi ne cunoaștem foarte bine între noi. Da, și într-adevăr, contează mult și echipa, pentru că este posibil ca după trei zile, patru zile de mers induzi, tensiunile să crească în, în, în cadrul grupului și atunci apare acele animozități iar dacă nu, nu ne cunoaștem între noi, nu vom ști cum să depășim aceste bariere, aceste tensiuni. Mm -hmm. Și e posibil ca să Expediția să ieșuieze prin simplu fapt că nu ne-am cunoscut ca grup înainte. Cu toate că luați individual oamenii sunt foarte buni din punct de vedere apți fizic, nu, nu au uh, avut uh, acea energie comună. Și dacă unul clachează, că... teoretic, ce faceți? Nu puteți să-i spuneți bun, tu te întorci noi continuăm, nu? Uh, în sau funcție de... Nu, în funcție de situație. Vedem, se analizează totul, se analizează la fața locului în funcție de situație, de la caz la caz. De obicei ne, aj ne ajutăm unul pe altul, ne ajungem pe vârf. Dacă, într-adevăr, există o problemă medicală sau fizică, pur și simplu, în care nu se mai poate, vedem cum, dacă uh, celălalt se întoarce... Se ia decizia, se ia de comun acord, și băi, eu mă întorc, sau eu, uite, mă întorc și eu ca să te ajut pe tine, voi vă duceți stabil și faceți voi vârful în locul nostru. Oricum, e și o regulă a, a, mun a munțomanilor. A, muntele nu pleacă niciodată. Tu te poți, să, dacă e, tu te poți întoarce, dar muntele nu pleacă niciodată. Așa că, nu fi încăpățânat, și evaluează corect șansele de a merge mai departe. Dar dacă nu reușești să duci la bun sfârșit o astfel de misiune, o astfel de expediție, nu-ți afectează pe undeva moralul? Da, suntem, suntem obișnuiți să. obișnuiți, mult spus, pregătiți să nu uh, atingem acele obiective. Uh -huh. Din diferite motive. O să fie din. Difu... Ce să mă demotiveze? Că nu m-am antrenat eu destul? Asta mă va motiva să mă antrenez mai bine pentru data viitoare. Ce să mă demotiveze? Că s-a pornit un vânt de 120 de km pe, pe vârf și să fiu supărat pe Dumnezeu? Locul e. Când ți e dat să ajungi, ajungi. Dacă nu, nu mai aștepți, te mai pregătești. Vei veni data viitoare. Prin ce diferă muntele din România de cel din alte țări unde ați fost? Sunt diferențe notabile din punctul de vedere al alpinistului. Avem munți foarte spectaculoși pentru înălțimea lor, la 2500 de metri, față de Alpi. Când a venit un francez și a văzut ce peisaj avem și ce treceri ce săritori avem, a zis, wow, ăsta e un munte de 2500 de metri. Zice, uite, mă simt ca la uh, 3500 de metri. Avem niște munți foarte spectaculoși, tehnici, uh, Făgărașul iar este un munte rău. Uh, David Neacșu a suferit, primele lui degerături le-a suferit în Făgăraș și nu le-a avut uh, pe Everest. Mm -hmm. n a fost în 2003. De exemplu. Da. Deci putem... Avem munți frumoși, foarte frumoși, din punctul ăsta de vedere. Frumoși, dar răi, pe, pe alocuri. Sunt, da. e, e mai dificil muntele din, din România? Față, Față de... de alții? Față de alții pe care ați fost dumneavoastră? De la traseu la traseu, depinde. Sunt trasee cu grade de dificultate, mai ușoare, mai grele, depinde. E, e un munte mediu per uh -huh. general. Adică munții noștri uh, se situează undeva în categoria mediu. Dar un traseu dificil, din acest punct de vedere, ce ar presupune? Nu știu, un munte mai abrupt, o pădure mai, mai sălbatică sau ce anume? Un uh, dificil nu înseamnă doar traseul, cât de greu este să te, să escaladeze acel vârf, să faci acea vale până urci uh -huh. pe munte. O reprezintă și factorii, meteo, vremea, uh, zona de acolo, poate sunt e o zonă în care un munte, de exemplu, poate fi care are un frecvent avalanșe, uh -huh. uh, căderi de pietre, te mirce alte pericole pe lângă uh, greutatea pur și simplu înclinația pantei sau a stânci. Apropo de avalanșe, v-ați confruntat cu acest pericol undeva? Uh, nu, eu personal nu am avut... Au fost avalanșe, dar mici, pot să spun. Una am avut-o în văgăraș acum vreo 10 ani, dar nu a fost foarte mare. Adică chiar dacă m-ar fi luat, nu aș fi avut probleme. M am oprit la timp și a trecut prin fața mea. Uh -huh. uh, cred că chiar în 2003 eram. Am înțeles. Bun, din păcate nu am reușit să luăm legătura cu alpinistul David Neacșu. Încercam să intrăm în direct prin telefon cu dumnealui. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Am discutat la Planeta Verde cu președintele Asociației Oxigen Sorin Deli Vasile. Eu sunt Cosmin Ruscior, vă dau reîntâlnire lunea viitoare pe Planeta Verde, aici la RFI la ora 13 și 30 de minute. Deocamdată, peste aproximativ 2 minute și jumătate, aveți întâlnire cu un nou buletin de știri prezentat de colega mea Ioana Hașu. Numai bine! Planeta Verde. Emisiune realizată de Cosmin Ușcior și oferită de Apa Nova. Tu faci Bucureștiul, nu uita!